Başkonsolosu Sayın Ali Bozçalışkan bir konuşma yapacaktır. Konsolu General Republicii Turcia Constanța, domnul Ali Bozçalışkan, va ține un discurs privind importanța acestei zile. Teşekkürler. Bugün değerli konuklar, baylar bayanlar, değerli dostlarımız, bugün ki Cumhuriyet resepsiyonumuza hoş geldiniz. Dragi oaspeți, dragi prieteni. Bugün Cumhuriyetimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin aslında 91. doğum günü. Bu doğum gününü hep birlikte gururla, kıvançla, sevinçle kutluyoruz. Astăzi este cea de-a 91-a zi de naștere a Republicii noastre, pe care o sărbătorim cu deosebită mândrie și bucurie. Geçen 91 sene içerisinde Türkiye Cumhuriyeti her alanda önemli gelişmeler kaydetti. Ekonomik alanda, demokrasi alanında, askeri alanda, siyasi alanda, her türlü alanda önemli gerçekten aşamalar kaydettik ve bugünlere geldik. În această perioadă, Republica noastră a trecut prin etape de dezvoltare deosebită, atât din punct de vedere economic, militar, politic, social, și astfel am ajuns să trăim cu mândrie zilele de astăzi. Aynı zamanda komşularımızla ve yakın çevremizde iyi ve barışçı ilişkiler geliştirdik. Avem relații bune de pace și prietenie cu toți vecinii noștri. Bu kapsamda Romanya ile de ilişkilerimiz çok gelişti. Bu gelişmenin düzeyinden çok memnunuz çünkü stratejik bir ortaklık yürütüyoruz. Relațiile noastre cu România se află la un nivel deosebit, chiar le denumim parteneriat strategic. Romanya ile ilişkilerimiz tabii ki ekonomik, siyasi, askeri alanda var. Ama soydaşlarımız bu ilişkilere büyük bir emek atıyor ve değer veriyor. Relațiile noastre cu România, bineînțeles că sunt deosebite, dar existența etnicilor turci și tătari din această zonă conferă un impuls aparte dezvoltării relațiilor dintre țările noastre. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda geldiği nokta belki de bizleri mutlu ediyor olabilir ama daha fazlasını istiyoruz. 1923'ten 2023'e 100. yıl dönümümüze daha kuvvetli girmek istiyoruz. Suntem mulțumiți de stadiul în care a ajuns țara noastră, dar ne dorim ca la aniversarea 100 de ani de la proclamarea Republicii să fim mult mai sus. Bunu da yapacak güçteyiz. İnsan gücümüzle, altyapımızla, üst yapımızla bunu becerecek güçteyiz, yapacağız. Avem puterea să facem acest lucru, avem forța umană necesară, voința necesară să realizăm toate aceste deziderate. Tekrar bu mutlu günümüze, doğum gününüze hoş geldiniz diyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Vă urez o dată bună ziua. Şimdi de kısa mesajını almak üzere Köstence Vali Yardımcıları Mehmet Akkoyun ve Ersun Alefi'yi davet ediyoruz. Bună seara, bine ați venit. Aș dori să transmit primul rând mesajul domnului prefect Radu Bolcinski cu ocazia a 91 de ani la proclamarea Republicii Turciei, mă dorește un călduros, urează un călduros la mulți ani și mă mulțumește pentru sprijinul pe care îl acordați în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor celor două minorități, turcă și tătară. Vă mulțumesc. Iar și-am dat, vă știu, că este de valizirea Tvorcinski Adâna, turc romenii și chinerii, din cele din Mesine, ca în sala de născat cât de atola, e definizită și credeva. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu la această festivitate. Vorbim de statul turc care este Turcia, reprezintă principalul partener al țării noastre, a României, în afara Uniunii Europene. Sunt convins că aceste legături
vor fi și mai strânse de acum în vedere, având în vedere că împărtășim idealul comune. Azi am citit deviza statului turc și mi-a plăcut în mod deosebit. Pace în țară, pace în lume, care mi s-a părut o deviză de excepție. Am scuze, aștept pentru că totul, da? Iar și am dat, Turchie Cumhuriyeti'yi din 91 yıl dönümünü ben de kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti Romanya'nın Avrupa Birliği dışında önemli bir ortağıdır. Ve yurtta sur, cihanda sur sloganınız gerçekten bu günlere yakışır. Din punct de vedere cultural, Turcia a dat omenirii personaj în literatură, un laureat al premiului Nobel, ca Orhan Pamuk și mulți asemenea. Türkiye dünyaya bir edebiyat dalında bir Nobel ödülü kazandı. Sunt convins că în domeniul energetic vom dezvolta, ne vom dezvolta în continuare împreună foarte bine. Energia la dacă ești pe limbițile, venite că ești pe vizite, unde orice am dat limbițile. Chiar în acest moment, în aceste zile, vreau să zic că avem plăcerea să implementăm, instituția prefectului să implementeze un proiect transfrontalier împreună cu Turcia. Bugünlerde gösterge valiliği Türkiye ile müşterek bir projeyi geliştiriyor. Se numește proiectul DOA și avem o colaborare cu Kastamonu, cu regiunea Kastamonu din Turcia. DOA proje sicerce vesile, Turcie devin Kastamonu valiliğine birlikte müşterek bir proje geliştiriyor. În aceste momente aceștia se află în țara noastră. Kastamonu de Chimonular și Oanda România. Îmi doresc ca proiecte de genul acesta să capete din ce în ce mai multă valoare. Cu tur proiectele, interic ce au rămas în și îmi doresc ca